care trage de granițelor țării acestea. Vreau să spun că am citit materiale din Spania, de exemplu, sau din Anglia, în care se punea foarte serios această problemă. Până la 70% din medici au fost agresați măcar o dată în activitatea lor verbal, iar 18% din ei și fizic, de către pacienți. Acum, fiind o problemă atât de grea și oarecum insolubilă, dar fiindcă medicul tratează la fel și mai ales medicul de urgență este obligat să trateze la fel și pe cei bețivi și pe cei agresivi, soluțiile nu pot fi decât mixte. Soluția, bineînțeles, legislativă, care să realizeze o altă încadrare juridică a actului de agresiune asupra unui medic în timpul care se află în timpul activității. Dar mai este și o a doua componentă, componenta, să zic așa, care ține de mediatizare și, cum să spun eu, folosirea tuturor mijloacelor educative, știu eu, propagandistice, să zic așa, e un termen vechi, pentru a determina pacienții să înțeleagă realitățile cu care ne confruntăm. Iar pe de altă parte este vorba de o mai bună pregătire a medicului în ceea ce privește comunicarea cu pacientul. Sigur că toate astea sună frumos în teorie, dar în realitate lucrurile sunt extrem de complexe, dat fiind că această activitate cu pacientul, repet, mai ales în urgență, este o activitate care generează un stres important pentru corpul medical, la care se mai adaugă și stresul unei agresiuni verbale sau nu numai din partea pacientului și atrag atenția nu numai a pacientului, ci a aparținătorilor care de multe ori sunt mai agresivi și mai nemulțumiți decât pacientul. Uitându-se, pe de o parte, că corpul medical este în bună măsură depopulat, ceea ce înseamnă efort mai mare pe unitatea de timp și ca atare stres mai mare, și uitându-se totodată situația reală în care se găsește sistemul sanitar, pentru că, sigur, noi ne-am obișnuit să cerem soluții la problemele medicale de tip occidental și e bine că ne stabilim un astfel de prag, dar uităm de multe ori când suntem noi în situația de a apela la serviciile medicale oferite de sistem, că ne aflăm într-o țară care este așa cum este.